Bun găsit, doamnelor și domnilor! 7 întreprinderi municipale dintre cele 23 active din capitală au înregistrat anul trecut pierderi de 6,5 milioane de lei. Datele au fost prezentate în cadrul unui raport făcut de șeful Direcției Management Financiar al Capitalei, Eugenia Ciumac. Potrivit raportului, cele mai mari pierderi au fost înregistrate de întreprinderea municipală Chișinău Proiect, mai exact de 2,6 milioane de lei. Noi ne aflăm în fața acestei instituții. Deocamdată administrația nu a venit cu o reacție, însă contabila instituției a spus că va reveni ulterior cu un comentariu. Totodată, Direcția Construcției Capitale a înregistrat în anul 2019 pierderi de 1,9 milioane de lei, iar Exdrupo, întreprinderea care se ocupă de reabilitarea și întreținerea drumurilor din capitală, ar fi înregistrat pierderi de 1,4 milioane de lei. Totodată, printre întreprinderile municipale care au mai avut pierderi în anul 2019 se numără întreprinderea municipală de alimentație publică Râșcani, întreprinderea municipală Centrul Lingvistic și Teatrul de Păpuși Guguță. Totodată trebuie să menționăm că 22 dintre cele 23 de întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ se află încă din anul 2016 în insolvabilitate. Tot de atunci acestea nu mai prezintă rapoarte financiare municipalității.